Hei dragilor, astăzi este miercuri și începem un nou vlog săptămânal, tocmai ce l-am editat și exportat pe cel care va intra la voi miercuri și ăsta va intra, sper eu, duminică. Așa că ne vedem aici în bucătărie, stați să ne luminăm. Închid și geamul că s-a apucat afară un vântop de toată groaza și vreau să facem aici o banana bread. Știu că v-am mai arătat-o de 100 de ori pe canal, dar... Bine, ideea era că am început să fac o altă rețetă, ia stați să vă arăt eu aici. Am băgat aici la cuptor, mă vedeți și pe mine aici în cuptor, mă rog, ați înțeles, voi sunt prea obosită, e deja ora 8 seara. Și am găsit la mami în grădină, bine, că tot iau eu de la ea legume și așa mai departe, am găsit acolo doi dovleci care erau destul de mari. Și am căutat o rețetă ce să poți să faci, mă rog, cu dovleci din ăștia zucchini, sau, mă rog, dovleci normali din ăștia verzi. Și am găsit pe YouTube o rețetă la o doamnă, o să vă las exact în descriere, și trebuia să pun efectiv, să pun tava cu unt, să pun dovleacul fie întreg, fie feliat. Doamna l-a pus feliat, dar eu l-am răzuit și l-am pus așa, efectiv, ca și cum ar fi dat pe răzătoare. Deasupra am pus niște ceapă roșie călită. Și ce-am mai pus? După ce le-am așezat în tavă, le-am condimentat cu sare, piper, cimbru și la final am adăugat 3 ouă cu 100 de grame de iaurt grecesc, sare, piper, cimbru și un cățel de usturoi amestecate acolo, le-am pus peste și am băgat la cuptor. Acum merge de vreo 17 minute, bine, un pic mai puțin, cred că de vreo 15, că am dat eu drumul la cuptor înainte. Și cam vreo 45 de minute zice că ar trebui să las și după 40 de minute, 45, am pus aici 100 de grame de cașcaval ras pe care o să-l pun deasupra și o să îl las să se facă așa super creamy deasupra, să se rumenească. Iar aici, pentru că am, mă rog, ignorați gunoaiele astea, am găsit o banană super leșinată și am mai avut una care vedeți că a fost așa semi-coaptă și am mai tăiat un cap din asta ca să fac aici banana bread. Și avem aici cântarul, bolul și banana pe care am pisat-o și acum urmează să pun aici în bol, să adaug ouăle, trebuie să pun 2 ouă, trebuie să adaug zahăr, făină, cred că niște lapte și ceva pe acolo, bicarbonat, scorțișoară, nucșoară, nu știu ce am mai pus acolo, un praf de sare, cred că niște praf de copt și cam asta e rețeta, așa că hai să o facem eventual așa pe repede înainte împreună. O să pun cele două banane pisate aici în bol. Și acum mă uitam aici pe telefon, deci ca norocul cu videoclipurile mele de pe YouTube, că măcar nu-mi pierd rețetele. Mai am nevoie de 2 ouă, asta să vă arăt eu rețeta, oricum o să vă o linkuiesc în descriere. Dar avem nevoie așa de 2 ouă, 2 linguri de lapte. Deci cele 2 ouă, asta e super ușor la rețeta asta, că efectiv toate trebuie să le arunci pe stolată și nu-i stres. Așa. Avem nevoie de 2 linguri de lapte, o să folosesc lapte din asta de migdale de la Lidl, pentru că la nu cred că mai e bun laptele normal, că l-o uita Sabine afară într-o seară, o făcut cafea la o prietenă de-a mea și-o uitat laptele afară. Așa, zice 150 de grame de zahăr brun, acum nu știu dacă am brun, sincer, dar pun normal, dacă n-am, mă duc să văd. Ok, hai că am găsit și zahăr brun, doar să pun aici, să cântăresc în ceva, 100 de grame, parcă atât am zis, nu? 150 chiar. O să-l pun și pe el aici. Zice esență de vanilie. Trebuie să cumpăr esență de vanilie, că nu mai am numai porcăria asta ieftină. Apoi, o linguriță rasă de scorțișoară. Eu am și aici și nucșoară, o pregătesc, că știu că trebuie și din aia. Deci, să punem așa, o linguriță rasă de scorțișoară. Bun. Nucșoară, cam jumătate de linguriță, niște sare, pun aici. Oricum mi-e place să fie așa mai sărată cumva. Și o să amestec ingredientele astea.
doamne, deci așa bine miroase banana cu scorțișoară și cu nucșoară, genial. Deci o linguriță, praf de copt, bine am citit. Îl pun aici peste făină și mai zice să punem și o jumătate de linguriță de bicarbonat. Că știu că ești așa mai fluffy. Ok. Partea asta nu mi-o place niciodată când trebuie să adaug făina. Că mi-e tot timpul frică că rămân cu coloașe. Și doi la mână zboară făină pe-n casă peste tot. Oricum, rețeta asta e genială. Mai trebuia să pun unt, dar nu am unt și data trecută nu am pus, adică nu că n-am vrut să pun, ce am băgat în microunde să se topească și nu știu ce m-am agitat eu să fac rețeta și am uitat să-l mai scot în microunde, că m-am luat eu cu altceva și cred că l-am găsit spre seară sau a doua zi, că m-am pus să încălzesc ceva la microunde și l-am scos de acolo. Zic, n-au, fii atent, zic, am uitat untul. Na, și teoretic n-au avut nici păsărăcia, că n-am simțit efectiv nicio diferență. Deci, efectiv, deloc. Trebuie să mă duc să cumpăr bucățele de ciocolată, că văd că astea singurele ce le mai am. Uai, și nucă, stai mă, nucă. Stai că am eu mixul ăla ce l-am cumpărat ieri. Știți că am luat eu mixul ăsta pentru picnic și am aici o grămadă de porcării, printre care și nucă și migdale și o să bag câteva. Dau și pe ele aici. Amestecăm. Și cam asta e aluatul de banana bread. E destul de moale și oricum mie îmi place să rămână așa mai juicy, juicy. Ia să-l și gustăm. E genial. Deci am scăpat mai multă nucșoară și e vis. O să iau o lingură din asta și o să ung tava. Cred că vedeți voi acolo. Cu niște unt din ăsta. Cât să nu se lipească de tavă. Dar nu mai am unt. Asta e de fapt ceva creminos din ăla cu unt. E de la Lidl luat. Acum o să trebuiască numai să aștept un pic cu ea. Până s-o bag la cuptor, că mai are încă vreo 15 minute compoziția aia cu dovleac. Gata, am pus-o în tavă și o să pun niște sare așa deasupra. Deci data trecută a fost genială cum am pus așa sare. Și gata, o las deoparte și am pus să fac un pic curățenie aici pentru că e efectiv dezastru. We'll be right back.
Gata, am terminat și cu curățenia. Am spălat aici tot chivasele, cred că le vedeți voi în șirate. Mai trebuie doar să spăl chiuveta cu domestos, pentru că ia stați să vă arăt cât de hidoasă îi. Deci e ceva execrabil, vreau să zic. Bine, am picat dovleac de la bolul ăsta în care a fost dovleacul. Trebuie să scot afară tot de aici și să o dezinfectez așa ca lumea. Voiam doar să vă arăt cât de nasoală poate să se facă. Mai ales dacă nici nu știi cu ce să o cureți, cam așa arată de fiecare dată. Da, vă zic sincer, dacă aveți chiuvete de genul, dați cu domestos și cu siguranță iese impecabilă. Și petele astea ce mai rămân aici, vedeți, de la tăvile astea de lemn sau ce știu ce porcării mai curg acolo. Oricum, deci mie mi se murdărește maxim de la vin, de la boia, de la orice înseamnă ulei cu boia sau orice chestie de genul. Orice pătează, fructe, legume, ardei, deci ăla să nu mai zic, deci instant. Și oricum, se murdărește de la sine, așa că da, domestos e răspunsul. O să aștept doar să se termine. Uite că acum are 45 de minute, ar trebui să-l scot afară și să pun cașcavalul, după care să mai bag la cuptor un pic să o prindă deasupra, după care o scot și o să bag banana bread. Arată super interesant momentan, sunt curioasă ce-a fi. Hai să vă arăt și vouă. Cam așa se vede deasupra. Asta e ceapă deasupra. Și restul e dovleac. Și nu știu acum, sincer, cred că aș mai lăsa-o. Nu știu. Hai să pun cașcavalul ăsta deasupra. Practic chiar nasoală n-ar avea de ce să fie. Vom vedea noi imediat. Hai să o băgăm încă o dată în cuptor, o mai lăsăm vreo 5 minute. Hai că am terminat și cu banana bread, cam așa arată, deci asta miroase divin. Asta am gustat-o după cum vedeți, nu pot să zic că mă dă pe spate, sincer am avut alte așteptări, eu cred că trebuia băgat făină sau ceva în ele să fie ceva mai legate, sau cașcaval așa între straturi, chiar nu știu, dar asta de-abia aștept să o atac. Dar la asta, nu știu, sincer, cred că ceva acolo îi lipsește, nu-mi dau seama ce am făcut exact rețeta, doar că am răzuit, nu am feliat. Și mi s-a părut că a lăsat un pic cam multă zeamă, că am scos afară o grămadă din ea. Dar așa la gust nu-i nașpa, numai, da, nu știu, nu-i poate pentru toate gusturile. Ei, dragilor, tocmai ce m-am întors de la niște cumpărături și am zis că ia, hai să desfac eu plasa asta împreună cu voi. Evident, am fost la Lidl, că nu se putea să nu mergem la Lidl și am intrat la Pepco și la Jumbo și efectiv iar mi s-au lipit de mâini câteva chestii și la Oșan am mai intrat doar pentru chestii și mi s-au lipit două de mâini, așa că da. Nu știu dacă ne vedem noi așa într-o parte, nu-mi dau seama, v-am așezat pe niște cărți, așa că da. În primul rând, hai să vă arăt că și la Pepco am intrat după o treabă și anume bolul acesta prin care știți că m-ați văzut și la trecută cu privirea ciudată. Ăsta a fost 4 lei, mi l-am luat atunci să mănânc budincă de chia și am zis că dacă tot am luat unul, ia hai să iau eu totuși două, că poate, nu știu, mai mănâncă Sabin sau vine mami la mine sau eu știu ce, sau mai mănânc cu cineva și am zis că tot timpul e bine să ai măcar două din fiecare chestie, să nu fie cu supărare. Apoi am intrat la Jumbo în ideea de a-mi lua niște ceară, ceara asta folosesc eu la epilat. Și v-am mai zis eu de 100 de ori despre ea, mi-am luat acum vreo 5-4 ani numai pentru că mai am încă câteva acasă, dar am zis că să am așa în plus. Jumbo am mai luat două chestii. În primul rând, nu știu de ce mi s-au lipit de mână cercei ăștia, chiar nu pot să-mi dau seama, că acum nu mi se pare așa deosebit, dar mi s-au părut mie interesant. Ia hai să punem unul în picior, eu să zic. Deci s-a obosit, e vineri seara, nu e vineri seara, doamne ferește, e joi seara, mâine e vineri. Dar eu deja sunt cu capul pe altă planetă. Deci da, cam așa am arătat cu ei. Mi s-au părut așa super ușori și modelul ăsta interesant. Am zis că poate ar merge așa de niște poze sau pur și simplu să ies în oraș pentru că sunt foarte ușor în ureche. Și piesa de rezistență pe care am filat-o de data trecută. Mi-am cumpărat un troc din ăsta, din cocos, din ucă de cocos, ce că e făcută. Și nu știu, mi s-a părut mie super interesant, am tot văzut pe YouTube la cineva din astea care filmau ce mănânc într-o zi din America și mi s-a părut super interesant, bine, tipele alea aveau bol mai mare, eu am căutat mai mare, dar sincer n-am găsit, așa că, na, zice, cred că să nu se bage în mașina de spălat vase sau un cuptor, să vedem,
Nu este potrivit pentru utilizare în frigider. A, ok. Și pentru mașina de vase, parcă acolo, dacă vedeți voi, nu știu dacă se vede până acolo, dar parcă așa arată. Oricum, isoporul mie e super drăguț și am zis că micul dejun ar merge fain într-un troc din ăsta și de ce nu să nu-l ia, de ce să nu-l ia Alexandra? Și nu știu, a fost ciudat. Ia stați să vă bunul. Deci, la raft, când m-am dus acolo, nu știu ce am văzut eu, 4 lei și de fapt a fost 15 lei, deci... Da. Cercei au fost 5 lei și ceara cred că a fost vreo 6 lei bucată, ceva de genul. Așa că da, ăsta e bolul, vedeți că nu e super egal, adică nu știu, nu era niciunul perfect, rotunci, toate erau deformate, cred că așa e exact cum vine nuca de coco sau habar, na? Dar mi s-a părut mie super drăguț și ușor și fain, așa că poți să-l pui pe masă și se învârte, voi nu-l vedeți, dar credeți-mă că se învârte pe masă și super drăguț. Stă așa, cumva asta să vă arăt. Stă doar în vârful ăsta al lui cumva și se mai tot învârte, deci e interesant. Mai nu știu cât e de interesant când mănânci din el, dar mă rog. Apoi, hai să vă arăt de la Auchan ce am cumpărat, pentru că-s doar două chestii. În primul rând, demachiantul, stați-l aduc. Genial, cred că v-am mai vorbit eu despre el și mai de mult. Doar că avea ambalajul diferit, era total diferit, nu diferit, era total diferit. Dar important e că încă îl mai găsesc, eu îl găsesc doar la Auchan în Oradea, nu știu, în Kaufland, nu știu dacă l-am căutat ultima dată, dar în Carrefour nu este nicăieri, la Lidl nici vorba, așa că doar pe ăsta la Auchan l-am găsit și vreo 10 lei sticla și vă zic sincer, îl agiți și îți demachează buzele cu cel mai nasol ruj ever, tușul ăla cel mai rezistent posibil, ți-l dă jos, deci inclusiv genele, deci e genial. Bun, și hai să intrăm în cumpărăturile de la Lidl, pentru că sincer că am zdrobit aici toate chestiile cu cumpărăturile mele. În primul rând am luat 2 avocado din ăștia așa verzi, ca să-i pun acolo să se coacă în bolul cu fructe. Da, și la Auchan, stați că v-am mai uitat să vă arăt. De la Auchan am mai luat tonul ăsta, nu știu sincer dacă e ăla pe care îl cumpăram de obicei, cred că a fost vreo 15 lei sau nu știu, 3 bucăți, dar e un preț decent, am în vedere scumpirile care sunt în momentul de față, așa că l-am luat în ulei de măsline și e genial. Așa, de la Lidl am luat 2 avocado, vi-am arătat, și am mai luat aici o varză albă, era la promoție, am zis să o iau că poate fac o ciorbă sau ceva de genul cu ea. Apoi, am luat niște lavete din astea pe care le iau de fiecare dată, îți dă vezi. Dacă sunteți în căutare de lavete, să știți că astea sunt geniale. Astea care au modelul ăsta aici așa pe el desenat, astea îți vis. Eu le de obicei le tai în două și folosesc jumătate din una odată pentru că mi se pare un pic cam mare. Apoi, piesa de rezistență am luat din nou în formil pentru a-mi spăla pensule. Dacă n-ați văzut videoclipul cu modul în care îmi spăl eu pensule, vi le-ați linkuit aici. Așa? Și da, cam asta e treaba, ăsta l-am cumpărat, mi se pare super bun pentru a spăla pensulele. Apoi am luat la banane, la greu, pentru că, da, cred că sunt 6 aici, da. Nu știu de ce am luat așa multe, cred că așa au fost ciorchinile la șans că nu mai am chef să-l desfac, dar am zis că să fie, că dacă se mai coc, azi mai fac o banana bread. Am mai luat un mango care arată very dubios, dar, da, o să vedem, sper că nu-i lovit. Apoi, am luat un iaurt grecesc din ăsta cu mai puțin la 100 grăsime, cred că 10, nu 2, da, sigur, 2% grăsime, ăla mai mare cu albastru, mai închis, e cu 10%, ăsta l-am luat cu 2, mai tot schimb așa. Niște mere, am luat la Sabina aici 3 mere, nimic deosebit. Și am luat un borcanoc din ăsta de Nutella, că am zis că să mai am dacă mai vreau să fac înghețată din aia cu Kinder, deci vreau să vă zic că înghețata aia... Deci s-o mâncat până la ultima bucată. Deci, efectiv, toată lumea care a mâncat mi-a cerut rețeta și a zis că, bă, e genială, genială, genială. Nu mi-a fost rău de la ea, nu mi-a venit în gen în sus, nu m-a usturat gâtul, v-am zis că am pus și sare, deci a fost genial, deci pur și simplu genială. Și știți că la rețeta aia mă refer la aia cu Kinder. Cealaltă cu vanilie a fost ok. Am pus eu un pic cam multe vișine și având în vedere că crema a fost foarte lichidă, s-a dus cumva toate la fund și luai prea multe vișine în momentul în care încercai să-ți faci un glob, așa că varianta aia se face fără vișine și dacă vreți să băgați bucățele de ciocolată să le tăiați un pic mai mici pentru că sunt un pic cam mari, cum le-am lăsat eu așa tăiate, dar mă rog. Și atunci am zis că iau o Nutella din asta mai mare și cred că la Lidl e mai ieftină, cred că am dat 20, nu, 17 lei am dat pe borcanul ăsta mare și mai era la mai mare, la 22, dar am zis că ne ajunge ăsta că nu fac eu atâta Nutella. Nu am eu ce face cu atâta, mai facem clătite, de așa e destul de rar.
Și am zis că vreau să încerc să fac și varianta cu cookie dough, așa că stați aici pe aproape pentru că probabil se va întâmpla săptămâna viitoare. Am mai luat aici un lapte din ăsta de ovăz care, nu știu de ce, s-a scumpit exagerat, adică în momentul în care am început eu să mi le cumpăr, erau cred că 4,99 lei sau cea de genul și acum sunt efectiv 8 lei sau 9 lei, deci sincer cred că o să caut alternative. Dacă știți și voi, deci avem un musc aici, dacă știți și voi ceva variante bune de lapte, care să fie decente, acum bine, nu neapărat aștept să fie 4 lei, dar poate găsesc undeva cu un 7 sau 6 sau cea de genul, oricum s-a scumpit ăsta foarte mult. În fine, lăsați-mi în comentarii și am mai luat ultima chestie, un lapte din ăsta cu 3,5% grăsime pentru Sabin. Și da, am mai luat, da, un sac de cartofi, am mai luat la 5 kg, dar nu-l mai aduc să n-ară să-l care aici după mie. Așa că da, cam astea au fost cumpărăturile momentan, ne vedem un pic cam luminoși. Eu sunt obosită, nu știu ce am avut astăzi, deci efectiv m-am simțit super obosită. Ieri am ieșit la Martis cu o prietenă din Germania, cred că v-am mai povestit-o despre ea, că, mă rog, ne-am prietenit așa super random și venea la mine la machiaj, apoi într-o zi, cred că, a venit acasă și era pandemie, nu erau evenimente și a zis că, na, chiar mi-e dor de tine, zice, hai să ne vedem, n-ai chef să ieșim undeva, nu. Și am ieșit, de atunci tot am păstrat așa cumva legătura, tot mai povestim și ne-am întâlnit, ieri a venit la mine și apoi ne-am dus seara la Martis și am mâncat ceva deci deosebit, doar că cum n-am mâncat cumva toată ziua și am mâncat destul de mult și am mâncat târziu, că asta a fost faza, și dulce, că am mâncat și un lava cake, că nu ne puteam abține, cumva astăzi m-am simțit așa obosită, deci efectiv, nu știu, pe mine cred că se simte, deci când mănânc aiurea, deși n-am mâncat ceva super nasol, cred că am mâncat un piure de cartofi cu ceva pui din ăla Kiev sau pui... ca și un fel de cordon bleu, ceva de genul, na, așa ceva mi-am cumpărat și era cu pireu de cartofi, deci măcar nu a fost cu cartofi prăjit sau alte chestii, dar mă rog, cred că a fost el prăjit. Și mă rog, după aia mi-am mâncat și ciocolata aia lava cake cu înghețată, cu nu știu ce, deci mi-a picat super bine, n-am ce să zic, doar că astăzi m-am simțit super obosită, probabil că, nu știu, eu m-am obișnuit așa să mănânc ceva mai light și în momentul în care mănânc ceva super greu sau mai mult, de fapt, decât ar trebui și în special dacă ceva prăjit sau dulce sau ceva de genul, mă simt super obosită a doua zi, deci efectiv n-am energie, mă simt deci că-s bătută și astăzi nu știu, și a fost așa o vreme nașpa și cred că și din cauza vremii m-am simțit aiurea, plus că, da, multe chestii, așa că, da, oricum sper să-mi revin pentru că de mâine încep iară cu lucru, că e vineri, v-am zis, deci cred că mâine am mai multe decât am sâmbătă, deci e super interesant și duminică cred că sunt un pic mai liberă și poate am zis că, Doamne, da, să ajung și eu la ștrand, pentru că efectiv cred că am mers, adică ne-am pregătit să mergem de nu știu câte ori odată, deci de două ori mi-a venit menstruația exact când am vrut să mă duc și după aia când am fost liberă, a fost ploaie, deci efectiv ploaie, deci am zis că nu cred și la un moment dat am ajuns odată la ștrand, dar ne-a prins efectiv ceva roaler, ceva extraordinar, ceva furtună groaznică, deci efectiv cred că am ajuns, am intrat în apă odată și a început așa dintr-o dată un vânt, totul mi-a început să-și strângă chestiile. Și am zis, da, minunat, Alexandra merge exact, și anul trecut, exact așa am mers cu Bia, exact când a fost ceva roa alert, extra mega furtună, din cea mai mare furtună din an, deci efectiv cea mai mare furtună din an, noi la ștrand, deci evident. Și acum la fel, că nu se putea și doi la mână m-am enervat că eu când eram copil acolo, am copilărit la ștrandul ăla cu valuri, din unul mai, dacă sunteți de pe aici, de prin Oradea, cu siguranță ați auzit de el, dacă, mă rog, sunteți cam de vârstă cu mine, dar e genial și... Pe vremea aia era singurul, sau nici nu știu dacă mai sunt altele în România, nu știu exact unde, că nu m-am interesat, dar cel puțin în zona asta era singurul ștrand care avea ștrand cu valuri. Deci, mă rog, avea paletă din aia și făcea valuri. Deci era exact ca la mare, super, super fain. Și erau niște văloce din ale fratele meu, că ți-mi minte când eram copil, că dacă nu te poziționai unde trebuie, ori treceau peste tine, ori ce izbea de scări. Deci era ceva de genul. Și am vrut să mă duc acum, mă rog, când am fost și cu Sabin, am zis că a început furtuna, toată lumea, vai, că am văzut la știri, că o dat drumul la valuri, nu, Alexandra, la valuri, prima, la valuri, nu știu ce, când am ajuns acolo, frate, nu m-au sunat clopoțelul ăla exact ca în copilărie, deci efectiv mi s-a ridicat părul pe mâini. Și ce să vezi, n-au venit valuri. Și m-am dus și am întrebat acolo la doamnele alea care vindeau mâncare, mă rog, acolo la Împinge Tava. Și au zis că, da, acum au reparat-o și că, gen, într-o săptămână maximă îi dă drumul. Și am zis că nici nu mă mai duc, deci nici nu mă mai duc. Și a trecut, cred că, o lună și ceva de când am fost și de-aia vreau neapărat să ajung. Așa că, dacă cumva mergem duminică, o să vă filmez. Așa că, da, deocamdată, cred că terminăm aici. Nu știu, sincer, dacă o să mai apuc să filmez ștrandul vlogul ăsta, pentru că ar trebui să filmez și să le editez să intre la voi duminică, dar poate o să intre luni și atunci poate filmez și faza cu ștrandul. Așa că da,
vă las, mă pun și o să strâng aici lucrurile, să mă pregătesc și eu pe mâine, să mai îmi organizez acolo la make-up. Și noi ne auzim probabil mâine sau poi mâine, văd exact când mai am timp să filmez. Hei dragilor, astăzi este sâmbătă după masa și vreau să mă apuc să fac împreună cu voi o înghețată cu cookie dough. Știți că v-am povestit în vlogul trecut că vreau să încerc rețeta asta, așa că ia hai să începem. Avem aici un bol de sticlă. Am găsit aici rețeta asta pe Pinterest, o să vă las și vouă în descriere. Și pentru cookie dough ăla trebuie să facem niște biluțe și trebuie să adaug aici unt. Și am pregătit aici 1x4 cap, eu am cupe din astea pe care le-am cumpărat de pe Shein, dar puteți, cred că și să transformați cupele astea în grame și să vă dea. Untul meu nu prea e la temperatura camerei, dar bun a fi. Apoi trebuie să adaug aici zahăr brun și să le bat împreună. E ca și cum aș face biscuiți din noi americani, doar că o să fac niște biluțe foarte mici pe care o să le bag în înghețată. O să punem 3 lingurițe din astea, din zahăr brun. Și aici zice 2 tablespoon de granulated sugar. Aia e zahăr de la praf. Mai punem și 2 lingurițe de zahăr pudră. Ăla cred că e toast sau white sugar era, că e brown sugar, white sugar și așa. Și mai trebuie să punem extract de vanilie. Granulated sugar e zahăr normal. Powder. Da. Și acum trebuie să bat ăsta împreună și ia să vedem ce zice. Am aici un lapte și zice să punem o linguriță din asta, tablespoon de lapte, și asta voi și face, sincer, pentru că e cam groasă treaba aici. Perfect. Cam așa ceva. O băgăm așa treptat. Iar acum o să adăugăm și chocolate chips din astea, niște bucățele de ciocolată, și ne trebuie 1x3 cup, adică o cupă din asta pe care am folosit-o și la făină. Hai și vedem. Iar acum o să mut compoziția, cam așa arată, o să mut într-un bol mai mic și o să o las la frigider, pentru că trebuie să se facă așa mai țapăn, cumva să se înțepenească aluatul ca să pot să fac niște biluțe mai târziu, așa că îl bag la frigider. Acum o să mă apuc să fac efectiv înghețata și o să folosesc din nou niște frișcă din asta, smântână pentru frișcă de la Dorna. Găsim aici 500 de ml de smântână pentru frișcă pe care o să o bat aici în bol și deja am emoții că data trecută știți că nu s-o bătut, dar măcar e ok că s-a înțepenit înghețata și n-am avut probleme. Bun, am bătut și frișca și e lichidă încă, evident, știți că data trecută. Dar e ok. Și acum ce vreau să fac este să bat separat laptele condensat și m-am gândit să adaug și niște Nutella, un pic în compoziție, să nu fie chiar așa seacă. O să iau frișca asta deoparte, o pun aici. Și mi-am luat un alt bol în care voi adăuga în primul rând o conservă din asta de lapte condensat de la Lidl, care are 397 de grame sau 305 ml. O desfac și a stat la rece până acum. Și o adaug aici. Ea e dulce, e îndulcită, să o luați neapărat îndulcită, dacă nu, mă rog, trebuie să puneți voi zahăr. Dar frișca, să știți că nu este îndulcită, de-aia am și ales așa, pentru că data trecută chiar am avut noroc că nu le-am ales îndulcite. Mă refer la frișcă, pentru că dacă o luam îndulcită, efectiv era diabet toată compoziția, așa că da, mare grijă la treaba asta. 2 pliculețe din astea de zahăr bourbon, pentru că are bucățele din astea de vanilie în el. Ador. Așa. 1. Două. Și voi adăuga și Nutella. De data trecută am adăugat 200 de grame, acum nu o să adaug atâta, o să adaug doar așa o lingură sau două.
Adaug aici așa o lingură sănătoasă de Nutella. Ok, și o să adaug și niște sare, pentru că deja trecut am adăugat sare, pentru că e foarte dulce laptele condensat. Și hai să batem toată treaba asta. Mai am eu de gând să adaug o treabă aici, și anume esență de rom. Pentru că eu sunt fan rom de mor. Ce bine miroase. Dar mă gândesc că n-are ce să se întâmple. Mai multe esențe, mai mult gust. Acum o să iau din nou frișca asta. Așa, să fac transferul aici. Și o să adaug treptat din amestecul ăsta de ciocolată aici peste frișcă. Terminat acum și crema și o să o bag la congelator, pentru că dacă o să bag acum bucățile alea de cookie dough, o să se lase toate la fund. Așa că o bag la congelator să stea măcar o oră, după care o să revin și o să facem și biluțele de cookie dough. Are you ready? Hei dragilor, e deja ora 10 fără 10 minute, am fost cu bicicletele, am lăsat înghețata la congelator și acum am scos aici aluatul ăsta cookie dough și vreau să fac așa niște cubulețe, vedeți că s-a întărit gen extrem de tare, deci îl pot face bucățele din astea. Cred că și așa-s mari, dar hai că vedem noi. Gata, am băgat aici și bucățelele alea de cookie dough, le-am împins în jos, în înghețată. Nu știu dacă se vede pe aici, pe undeva, nu prea cred, dar le-am împins acolo, au ieșit destul de multe. Și acum mai vreau să pun așa deasupra niște bucățele din astea de ciocolată. Bravo, Alexandru, de pe lângă. Numai așa, cât să fie de decor în momentul în care o scot din congelator. Ok, hai că nu funcționează cu mâna stângă. Hai că le pun și vă arăt după aia. Gata, nu mai pun mai multă, că și așa e destul de dulce, mai e și aluatul ăla dulce, așa că nu vrem să dăm în diabet. Așa că o băgăm la congelator și ne revedem cu ea mâine dimineață și să o și gustăm, să vedem cum e la gust, pentru că așa, mă rog, călduță nu-ți prea dai seama de gust, mai ales că acum le-am adăugat toate chestiile astea. Așa că ne revedem mâine și o gustăm împreună. Și noi acasă, am fost până la mei, după cum ați văzut, am încercat acolo înghețata, deci vreau să zic că îi vis. Deci trebuie neapărat să o încercați dacă vreți să încercați ceva rețete mai interesante de înghețată. Mie mi-a plăcut maxim, la fel și cealaltă cu Kinder Bueno a fost the best. Așa că o să vă las rețetele în descriere, mai jos, dacă vă interesează și, repet, n-aveți nevoie de un aparat de înghețată să faceți treaba asta, pur și simplu le aruncați toate acolo și le băgați în congelator, dar dacă băgați chestii în înghețată, vă recomand să pregătiți crema aia lichidă cum ar veni, să o băgați la congelator vreo 2-3 ore, după care să adăugați dacă vreți bucățele mai ăsta de ciocolată sau, nu știu, vișine sau alte chestii, pentru că dacă o puneți de la început, se lasă toate la fund, cum am pățit eu data trecută cu înghețata de vanilie. Așa că vă recomand să faceți treaba asta, să o lăsați la congelator și doar apoi să adăugați alte lucruri, cum am făcut și noi aseară. Așa că, da, vlogul ăsta se încheie aici. Noi ne revedem miercuri cu un alt vlog. Vă pup, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi. Pa, pa!